În primul și în primul rând, certitudinea mântuirii. Nu încercați să slujiți altora, să cântați altora despre Mântuitorul până ce nu-L cunoașteți direct și personal. Până ce nu aveți certitudinea. Dacă va fi să trec mâine, nu știu dacă peste următoarele 5 ore voi mai ajunge la Castelion, încoace am venit cât am putut de repede, spuneam fratelui Viorel, frate Viorel, mai mult de 180, nu am cum, pentru că nu am loc. Dar frate Viorel mi-a spus, frate Mihai, nu, vino încet și bine. Ei, scumpilor, nu știm dacă ne mai întoarcem la Castelion. Eu ori de câte ori plec de acasă, mai ales în călătorii lungi și mai ales pentru că aici toți sunteți în mare parte șoferi și știți bine ceea ce vă spun, îi spun, scumpa mea, să nu te apuci cu un culori negre, să nu doli și nu știu câte se țin acolo și se fac. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu și știm un singur lucru. Ne salutăm cu la revedere. Va veni o zi când ne vom reîntâlni. Nu am certitudinea că mai ajung acasă să-mi văd soția și copiii care mai sunt încă cu noi. Dar avem o certitudine, aceasta trebuie să ne dea, scumpii mei, valoarea fundamentală a relației cu Dumnezeu. Certitudinea că suntem mântuiți.